Cum înțelege Gigi Becali războiul din Ucraina, Abramovici otrăvit. Vă zic eu cum a fost. Omul de afaceri a analizat cazul lui Roman Abramovici, despre care presa internațională a scris că a fost otrăvit la începutul lunii martie, când participa la negocierile pentru pace. În ciuda faptului că reprezentanții ai magnatului rus au confirmat simptomele de otrăvire, atât SUA, cât și Rusia au negat că acesta ar fi fost otrăvit, vorbind despre cauze din mediul natural înconjurător. Aia cu otrăvitul e vrăjeală. E minciună. Ce otravă? Abramovici are o boală de piele. Atâta tot. N-a fost mă otrăvit. E vrăjeală. El are o boală de piele și de aceea nu e vorba de otravă, a spus Gigi Becali la România TV. Eu de Putin nu vorbesc prea mult. Îmi e frică. Poate spune să moară cine a vorbit neprietenos de mine o trăvește pe cine a vorbit urât urat de el se poate da și acest ordin. Ce mare lucru pentru el! Pe cuvânt că îmi e frică. Îmi e frică având în vedere ce face. Nu mai puneți poza cu el, îmi e frică doar când îl văd. Nu vorbesc despre el, nu mă bag. Poate zice să moară cine a avut o atitudine neprietenoasă. Dacă îl văd, o iau la fugă. Doamne, miluiește! Ulterior, patronul FCSB a vorbit și despre președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, afirmând că aceasta a fost ales în funcție ca urmare a intervenției controversatului miliardar Igor Kolomoisky. Vreți să spun ce știu eu? Pe Zelensky l-a pus un mare miliardar, care are gruparea Azov. El l-a salvat pe Abramovici. L-a sunat pe Zelensky, eu te-am pus, salvează-le pe Abramovici și Zelenski l-a sunat pe Biden și a zis, iartă-le pe Abramovici. El a făcut gruparea Azov. Ăia sunt naziștii. Miliardarul ăla e evreu și lumea se minunează că el a făcut gruparea nazistă Azov. Știu eu. Nu am spus că nu îmi place de Zelenski. Am spus doar adevăruri. A stat și și-a riscat viața. Bravo lui! Lui e frică de popor și de aceea nu cedează teritorii. Nu am spus că nu-mi place de el cui nu-i place de Zelenski. El vrea să fie ajutat și speculează. Zice, vin spre voi. Este exclus ca Rusia să intre măcar un centimetru în spațiul NATO. Ei vin până la graniță. Dar nu e a lor. Moldova e a rușilor. Moldova e a lui Putin când vrea în două ore. Dacă vrea, pe noi ne ocupă în cinci ore. Dar îi e frică pentru că noi suntem în NATO, a adăugat Bekali.